Salutare, salutare, vă aștept cu un like. Da, cu un coment în secțiunea de comenturi. Și bineînțeles, cu celebrul subscribe, abonare la canal, Laurubalauru 77. Continuăm filmarea noastră. Cu ce oare? Cu pastramă. Mai avem pastramă, mai avem mici. Mai avem destule de pus pe grătărel. Punem un vin în pahar ușurel. Facem un șpriț. Ținem cârnăciorii la încălzit și restul bucatelor. Iar pastrama noastră plus cartofiorii sunt vedetele părții a doua a clipului. Suntem tot în Argeș, tot la munte. Habemus papa. Fumul se ridică și mâncarea se pregătește. Ia, priviți ce bine arată și cartofiorii și pastrama. Nu pot să vă spun ce miros avem aici. Toate produsele sunt românești, sunt bio. Punem și ceva pâine. N-avem grija zilei de mâine. Că mâine este o nouă zi. Ca și azi, ca și ieri, ca și mâine mereu. Ia priviți ce bine arată. Pastrama feliată. Șef Adi s-a autodepășit. Mâncarea a desăvârșit. Ia priviți. Ce textură, ce bine. Este pătrunsă carnea. Da. Șeful nostru continuă să felieze. Și restul trupei să consume. Delicioase aceste legume. Legume animale. Am pus și mititei. Ce frumos stau pe grătar. Ia priviți ce bine arată. Și avem un miros aici. De carne. Ia uitați ce bine arată. Mititei, măi tată. Încă o serie se depune pe grătar. Wow, ce minune! Ia priviți ce bine arată acești mici dintr-o dată. Maestru îi desparte. Ce bine arată, frate. Mititei prichindei. Și la final facem un alt de foc de tabără. Ne încălzim la grătărel. Eu vă mulțumesc pentru vizionare.